biserica este obligată să vorbească de bogăție când este acuzată de bogăție. Dar vom vedea cum trebuie privite lucrurile din punctul de vedere și creștin, și material, și duhovnicesc, și social. În primul rând, bogatul nu are nume. Deci de la președinte până la parlamentar, de la parlamentar până la director, de la director până la omul de rând, oricare poate purta numele acestui bogat. Indiferent de statutul social. Întotdeauna mi-a plăcut și din nou am să vreau să avertizez acest lucru, că sunt mai multe categorii de bogați. Sunt bogații săraci, despre care spune psalmistul David, bogații au sărăcit și au flămânzit, pentru că de ce-ți dorești să ai mai mult, devii mai scârnav și mai murdar sufletește și încerci să aduni atât cât nu-ți trebuie, sau dacă încerci să aduni, aduni într-un mod murdar până nu mai știi unde să te oprești, și asta nu-i nevoie să dăm exemple, că le aveți voi în mass media toată ziua dimineață până seara. Putem vorbi de o bogăție inutilă. Și când vorbim de o bogăție inutilă, ne vom întreba vreodată oare la ce ajută sutele și milioanele de bani băgați în conturi care trebuie gestionați, păziți, parolați, protejați, feriți de ochii lumii, numărați, să nu se schimbe, să nu se devalorizeze, îi spunem noi așa mai modern, jocul la bursă. Cresc, scad, urcă și coboară, dar nu produc nimic. Produc războaie, produc urgii, produc necazuri, produc dezechilibre economice pe globul pământesc, sau dacă vreți, produc tulburări și moarte. Că dacă stăm să ne uităm la toate mișcările internaționale care frământă planeta, și vă mai explicam odată acest lucru și îl voi repeta din nou cu riscul de a mă repeta, dar consider că este o necesitate pentru a ști că de când ne-am hotărât noi și ne-am decis să dăm legi care contravin moralei creștine, care contravin moravului bun social, normelor bunului simț, normelor de etică, spune Apostolul Pavel, păgânii neavând lege din fire fac ale legii. Tocmai de aceea vedem pe fața pământului peste tot oameni care respectă legile deși n-au lege, adică sunt, indiferent de religie, oameni de conștiință morală. Atâta timp cât ne punem de-a curmezișul lui Dumnezeu și ne punem de-a curmezișul poruncilor celor mai vechi din Scriptură, biblice, pentru că mai înainte de legile biblice a fost și codul lui Hammurabi, n-a fost numai legea lui Moise, că unii spun că Moise s-a inspirat. Dumnezeu nu se inspiră, Dumnezeu dictează, poruncește, arată, descoperă și revelează. Și el îi spune lui Moise în ce constau legile și morala din om. Întâi să-L iubești pe Dumnezeu ca și Creator, apoi să cinstești ziua de sărbătoare, să-și cinstești părinții, să n-ai chipuri cioplite referindu-se la vițelul de aur din vremea de atunci când ei au rămas cu urmările și cu amintirile din Egipt, și apoi trece la legi de conștiință care țin de morala trupească. Să nu furi, să nu ucizi, să nu curvești, să nu mărturisești strâmb, să nu râvnești la cei altuia cu vicleșug, să nu omori. De ce lucrurile acestea? Pentru că sinteza lucrului bine făcut sau sinteza lucrului sănătos făcut îl implică pe aproapele. Și bogăția aceasta despre care am vorbit noi aici are repercursiunea pozitivă sau negativă asupra aproapelui. Ne gândim și ne amintim doar așa în două idei că Lazar se odihnea în sânul lui Avram, avea dimensiunea fericirii veșnice,
iar bogatul se perpelea în chinurile iadului, în dimensiunea trupească. Se perpelea în munca cea veșnică, pentru că așa spune Scriptura, a fost dus în iad. N-a fost dus în iad pentru că era bogat. Lot era bogat. Avram era bogat. Cum și-a demonstrat Avram respectul față de Dumnezeu și față de bogăție? Când era putră de avere și avea de toate, Dumnezeu a spus, le lași pe toate și ieși din ținutul tău și te duci unde a ajuns, la Hebronul de astăzi, la stejarul Mamre, unde l-aș întâmpina Dumnezeu în chip de trei tineri, cum ne arată învățătura Sfintei Scripturi. N-a ținut cont de infrastructură, de factorul economic al zonei, n-a ținut cont că va muri sau va trăi, că va răzbi sau nu va reuși, că va muri sau că va avea cu ce supraviețui, ci și-a luat turmele și a plecat acolo unde l-a chemat Dumnezeu. De aceea este și numit Părinte al Înălțimilor. Dar, cum spune și profeția biblică, te voi binecuvânta întru toate neamurile pământului, binecuvântat vei fi întru toate neamurile, și spune mai departe, pe cel ce te va binecuvânta, îl voi binecuvânta, și pe cel ce te va blestema, blestemat va fi. Deci iată că dacă deschidem Psaltirea profetului David, găsim scris, n-am văzut pe dreptul părăsit, nici seminția lui cerșind pâine. Dreptul se îndură și dă și împrumută, mai scrie în alte versiuni. Aici bogatul de astăzi depășește aceste limite morale și intră în limitele speciale ale adormirii de conștiință. Și voi încerca să mă folosesc de acum de Noul Testament ca să vorbim pe marginea Scripturii și nu din povești. Un om bogat i-a rodit țarina din belșug. Deci n-a spus că el singur și-a făcut o linie de producție, că el singur și-a construit o afacere din care ieșea profitul pentru că era deștept, sau n-a făcut el ceva, o tehnologie, care să spui, domnule, este mintea mea și am dreptul să mă lăfăiesc în ce am câștigat. Nu. Era darul lui Dumnezeu. Țarina i-a rodit din belșug. Dumnezeu hrănește, Dumnezeu udă, Dumnezeu crește, Dumnezeu vegetează, Dumnezeu coace, Dumnezeu luminează, Dumnezeu dă vântul, Dumnezeu dă ploaia și toate celelalte. Am putea vorbi de ce? Am putea vorbi de agronomul perseverent, care atunci când își întreține cum trebuie toate tarlalele din subordine, adună producție multă, așa cum se spunea cândva și de mult despre țara aceasta a noastră, că noi, în calitate de popor agrar, așa cum ne-am trezit noi cândva, puteam hrăni și 80-90 de milioane de guri, nu 18 milioane de asistat social, care tot timpul se plâng că mor de foame din cauza că nu sunt spitale. Spitalele sunt pentru oamenii care sunt bolnavi, nu sănătoși. Hristos a spus, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Culmea era că striga despre spitale cei sănătoși, nu cei bolnavi. Și doi, aceeași poveste cu nu vrem așa multe biserici, care este tot o bogăție spirituală, pentru că noi vedem acum în Occidentul acesta care se răsfrânge în jurul României, și știți cum spunem noi românii, un fel de pervers. Bine că nu-i la noi în țară. Dar oare de ce nu-i la noi în țară? Nu-i la noi în țară pentru că lumea, așa proastă și analfabetă, cum este considerată de mari știutori ai lumii, a învățat că nu trebuie să dai în cap vecinului. A învățat că nu trebuie să-i fermi casa, să-i dai foc. A învățat că nu trebuie să ucidă. A învățat că nu trebuie să omoare pe aproapele. Ei, vedeți, în alte zone unde lumea nu mai are contactul cu Dumnezeu, acum se cunosc roadele credinței. Așa se explică aceste atentate în care oamenii nu au norma bunului simț și respectul față de aproapele. Deci nu este de ajuns că nu-l suporți, trebuie să-l și omori. Sau nu este de ajuns că n-ai nimic cu el, dar satisfacția de a vedea sânge. Vedeți, ăsta este rodul acestor biserici
care, deși au împânzit România, n-au deranjat pe nimeni, pentru că ele, la urma urmei, au fost făcute în fiecare parohie, de comunitatea de acolo, de preotul lor, iar banii au fost dați de cei care merg la biserică. Nu cred că există vreun bogat care n-a călcat în viața lui în biserică și s-a trezit că îi lipsesc din card bani și scria în dreptul referatului, sau cum să dă, extrasul de cont, furat de preot din portofelul tău, dat la biserică. Nu există așa ceva. Deci, tocmai rostul acestor biserici a fost de a demonstra că în momentul de față încă suntem o țară, nu în deplină siguranță, dar în deplină liniște. Pentru că noi nu știm ce se poate întâmpla și nu știm ce poate urma. Ne vine și nouă rândul. Dumnezeu lasă o vreme de pocăință și una de încercare. Lasă o vreme de îndreptare și una de pedeapsă. Lasă o vreme de liniște și apoi trimite o vreme de ispită. Să dea Dumnezeu ca această ispită să ajungă cât mai târziu la noi sau deloc, dacă e nevoie, pentru că oamenii pot înțelege că pe Dumnezeu îl poți îndupleca cu un singur cuvânt bun. Doamne, miluiește-mă! Sau Doamne, iartă-mă! Poate așa se explică, și chiar m-am gândit ieri și astăzi, în sinea mea, mă, de ce s-or fi spovedit și s-or fi împărtășit așa mulți astăzi și ieri? Nu neapărat probabil că ne luptă credința sau ieșim din fire de evlavioși, dar probabil fiecare s-a gândit, ia să postești să mă împărtășesc, că poate ne ferește Dumnezeu de rău. Exact așa este. Dar trebuie să ai mărturia și mărturisirea și puterea să o spui deschis și clar. Sunt creștin, dar uneori mi-e rușine să mă declar creștin. Sau sunt ortodox, dar uneori mi-e frică să mărturisesc. Nu mi-a plăcut poziția și repet lucrul acesta, fiindcă vorbim de bogăția spirituală, când un preot bun și cu foarte înaltă vocație a spus așa, după evenimentele de la București, adică atunci când oamenii au scandat că nu mai vor biserică și s-au răzvrătit, vezi, Doamne, că prea multe biserici și catedrale, ci că parcă discursul meu este mai tremurat și mai atent. Nu trebuie să tremurăm și să fim atenți niciodată. Legea lui Dumnezeu curge din cer ca un foc. În clipa în care ai stricat legea lui Dumnezeu și Dumnezeu te strică pe tine. Deci nu trebuie să-ți fie frică să-i spui omului că a sărit linia de echilibru. Apostolul Pavel folosește o expresie extraordinar de pragmatică. Cine nu se luptă după legile jocului, nu ia cununa. Deci cine nu merge după legea creștină, suportă consecința. Și ați văzut câte consecințe și dureri mistuiesc sufletele oamenilor atunci când nu-L au pe Dumnezeu. Nu stăm să repetăm din nou aceleași imagini catastrofale ce le numim noi de mass media. Crime, urgii, violuri, nenorociri, omoruri, explozii, atentate, războaie, mașini răsturnate, mașini accidentate, oameni otrăviți, oameni sinuciși și așa mai departe. Tocmai această lipsă de Dumnezeu și bogăție spirituală din noi ne duce la aceste evenimente, pe de o parte tragice, dar pe de o parte catastrofale. Îi spuneam cuiva o vorbă și s-a supărat și am considerat că n-a avut dreptate. Când se vor înmulți fără de legile, se duce și liniștea. Când se vor înmulți războaiele, se duce și pacea. Când se vor înmulți hoțiile, se va duce și siguranța. Când se vor înmulți răutățile, se va duce și liniște zilei de mâine. Pentru că te poți aștepta în orice clipă și în orice moment la orice nenorocire, atâta timp cât morala și conștiința nu lucrează. Deci e o lege pe care nimeni nu o poate distruge. Vor ajunge oamenii singuri, nu este o profeție, vă asigur și vă garantez că în ciuda faptului că acum se fac eforturi să se arate că taina credinței este o armă care înfrânează popoarele, care stă la baza incompetenței, la baza mediocrității, la baza
analfabetismului, la lipsa de cunoaștere, la lipsa de progres economic, că va veni o vreme când oamenii își vor dori ca cei din jurul lor să fie religioși. Va fi o propovăduire stearpă. Dumnezeu va ridica harul din cuvântul lui Dumnezeu și cei ce vor asculta nu vor da doi bani pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este o vorbă în Scripturi care spune așa, să n-arunci mărgăritare la porci și la câini, că se întorc și te rup. Du-te tu și vorbește islamistului sau isiistului de morala creștină. Du-te tu acum și le vorbește jihadiștilor de morala creștină. Du-te tu acum și le vorbește ateilor de morala creștină. Du-te tu acum și le vorbește necredincioșilor de morala creștină. Ei vin rapid și îți afișează. Popa-i bogat, popa-i escroc, popa-i bandit, popa-i hoț. Păi, dar spune despre Dumnezeu treaba asta. Că tu, preotul, ai dreptul să-L alegi. Când te operezi, te duci la profesorul cel mai tare. Când te pregătești, te duci la profesorul cel mai instruit. Când înveți o meserie, te duci la meseriașul cel mai desăvârșit. Când ai nevoie de un mecanic bun, îl cauți pe cel mai tare. Așa este și cu sufletul. Ai dreptul să-ți alegi duhovnicul cel mai bun. Ai dreptul să vezi într-o țară creștină un preot care nu are succes sau moare de foame pentru că este imoral și incompetent. E treaba lui. Nu mă privește eu să-l judec, dar nu mă obligă cineva să intru în ograda lui. Și atunci tu poți să faci această discernere între Dumnezeu și slujitor, să n-ajungi să te desparți de Dumnezeu pe simplu moft de lene, cum era în vremea lui Ceaușescu, când spuneau oamenii, dar nu putem merge la biserică când ne periclităm cariera, povești nemuritoare. Nu te-a oprit nimeni niciodată să mergi sau să nu mergi la biserică. Zelul din român i-a distrus morala și conștiința. A vrut să arate că e mai cu moți decât ceilalți. Ori vrea un apartament cu 3 camere, ori un serviciu mai bun, ori o funcție de conducere, ori să fie primit în partid și atunci făcea studiu de caz pe proști să vadă unde prinde. Nu sunt credincios, eu sunt ateu, eu sunt cu tare, povești nemuritoare. Toți murim și toți avem nevoie de scânduri la cap și cruce și un preot care să-ți toarne vinul pe picioare și să spună rugăciunea de dezlegare, indiferent de funcție, de grad și de putere. Poți să te îngropi și fără preot, cum spune mai nou legea care va veni într-o zi, dar asta e treaba fiecăruia în parte și nu-i interesează pe nimeni. Pe noi ne interesează că bogăția spirituală este patrimoniu cultural și tradițional a unui neam. Românii l-au din plin și vor plăti scump atunci când îl vor neglija sau își vor bate joc de acest patrimoniu, spunând că sunt lucruri învechite. Preferăm să rămânem, asta i-am și spus cuiva într-o discuție, că mi-a zis așa, părinte, la cât progres a făcut știința, de ce aș crede eu că ce scrie în Biblie e lege și ce spune știința nu-i bun? Băi, e opțiunea ta. N-ai decât să crezi în știință și să ai parte de roadele științei. Eu mă mulțumesc cu roadele Scripturii. Mă mulțumesc cu ideea că Dumnezeu ne poate și lumina, și hrăni, și îmbrăca, ne poate șocroti, ne poate da și sănătate. Și ca drept dovadă vă reamintesc același lucru, uitați-vă prin satele uitate de vreme și de Dumnezeu, la femeile de la 70 și 80 de ani în sus, sănătoase, apte, lucide, întregi la minte, trăind din puținul grădinii sau din bruma nesemnificativă de pensie, și uită-te la oamenii bogați, putreți de boli, de cancere și de nenorociri și de urgii și spuneți, părinte, nu ne lipsește nimic, am mâncat ecologic, am trăit ecologic, n-ați trăit spiritual. Aia e cea mai mare ecologie. De toate ne-am ecologizat, numai de patim nu. Contraceptivele aduc cancerul, abuzul de băutură aduce cancerul, abuzul de mâncăruri grase aduce cancerul, abuzul de țigări aduce cancerul, abuzul de desfrâu aduce cancerul. Toate provoacă moarte. De-aia spune bogatul de astăzi că rodindu-i țarina, că aici nu vorbim numai de agricultură, vorbim de tot ce poate omul aduna și încropi cu mintea lui,
a cugetat în sine. Deci, pentru prima oară întâlnim în Evanghelie un element nou, a cugetat în sine. Putea să cugete și în afară. Ce înseamnă să cugeți în sine și ce înseamnă să cugeți în afară? Psalmistul David folosește o vorbă foarte interesantă în psalm și spune așa: cuvintele lor sunt ca mierea și ca unt de lemn, dar în inima lor sunt săgeți. Aceștia sunt oamenii care cugetă în sine. La suprafață te consolează, e de acord cu tine, te compătimește, arată simpatie, arată comuniune, dar în sinea lui știi ce zice? Ăsta e prost, ala acolo. Ei, tocmai această cugetare în sine, că eu sunt superior celuilalt și sunt cineva față de ăla, tocmai aia este prima lipsă de ecologie din sufletul nostru și ea se numește în termeni spirituali și morali duplicitate sau dedublare. De aia mai găsiți voi așa câteodată câte o parafrază de asta, cât spune: oglinda are câte fețe se uită în ea, tu câte fețe ai. Dacă ești oglinda, ai și tu multe fețe. Dacă nu, dacă poți să te uiți într-o singură oglindă, ai o singură față. Oglinda este a conștiinței și a sufletului.